Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. În minutele următoare, vă propun să descoperim în ce constă competența antreprenorială. Această competență cheie. Ei bine, această competență face trimitere în primul rând la una dintre cele mai importante modalități de obținere a informațiilor de pe piață. Ei bine, trebuie să știm cum se realizează un studiu sau o cercetare de piață și să aflăm ce își doresc consumatorii de la noi. De asemenea, e foarte important să știm ce influențează deciziile antreprenorului. Evident, prețul pieței și volumul cererii. Să continuăm. Cu cât prețul pe piață este mai mare, iar produsele au căutare și se vând, cu atât producătorul este interesat să crească producția pentru a obține un venit și un profit mai mare. Una dintre cele mai interesante corelații între indicatori și obiective. Cum luăm decizii eficiente în calitate de producători? Ei bine, important este să compari și să deosebești. Vă propun să identificați asemănări și deosebiri între factorii de producție. De asemenea, vă propun să construim două echipe, pro și contra, și să prezentați două avantaje și două dezavantaje ale acestor roluri în economie. O altă echipă prezintă teoria fiecăreia cu privire la următoarea provocare. Cum crezi că va evolua prețul telefonului X model 2022 după apariția celui din 2023? Vă spun la revedere și vă doresc succes!